Medicii din Iași vorbesc despre o epidemie de cazuri de pacienți care suferă de infarct acut. Un bărbat din Vaslui și altul din Bacău au fost transportați de urgență la Iași cu elicopterul smurt tot din aceeași cauză medicală. Bărbatul din Huși, în vârstă de 62 de ani, era cunoscut cu diabet zaharat de tip 2. În timpul transportului a fost tratat cu antidiabetice orale. A ajuns la Spitalul Municipal din Huși la ora 10.30, iar după două ore și jumătate în ambulanța care îl transporta către elicopter, s-a instalat 8 cardiorespirator. Acesta a fost găsit în curs de resuscitare de către medicii din Iași, intubat. După 60 de minute de resuscitare, fără succes, s-a declarat decesul.